literară generoasă, cel mai mult, bineînțeles, a semnat poezii, volume precum versuri patriarhale, sonete, cântece și balade sau credințe, de asemenea, un poem istoric din Zile Mari, teatru în colaborare cu Dimitri Anghel, despre care Claudiu sigur că o să vă povestească mai multe, pentru că este un element biografic esențial din viața poetului. Deci, în colaborare cu Dimitri Anghel, a semnat și o comedie între acte, Cometa, un poem dramatic. Fiind un fiind cunoscător al limbii germane, a oferit tălmăciri din Goethe, Heinrich Heine, Sandor Petöfi, Friedrich Schiller, Paul Verlaine și William Shakespeare. George Călinescu îl așează pe Ștefan Octavian Iosif în prelungirea tradiției romantice, identificând în opera sa și anumite influențe simboliste. Mai mult orășan decât țăran, un veritabil ardelean, Ștefan Octavian Iosif nu cade pradă marilor disperări, marilor idealisme, rămâne undeva în perimetrul tipic ardelean de altfel al nostalgiilor senine. Rămâne memorabil, creația sa rămâne memorabilă, mai ales pentru preocuparea față de trecut și față de viața rurală, așa cum ați auzit și în poeziile recitate și în aprecierile contemporanilor săi. Scenele din viața satului, surprinse de Ștefan Octavian Iosif, nu sunt nici idealizate, însă, cum sunt, de exemplu, poeziile lui George Coșbuc, nu sunt nici privite necruțător, cum sunt, de exemplu, în operele lui Slavici. Poeziile sale evocă întoarcerea la bucurile simple, naive, patriarhale și celebrează armonia comunității și familiei. Figuri memorabile precum bunicii, lăutarii, cobzarii, scene din viața satului precum petrecerile obștești, secerișul, hora, imaginea nucilor pătrâni, toate acestea îl entuziasmează pe poet și dau inspirație în a le cânta dorul. Notabile sunt și poeziile cu aer naționalist, ce evocă dorința de unitate cu Ardealul înainte de Primul Război Mondial. În opinia lui George Călinescu, Ștefan Octavian Iosif este și autorului unei autentice marseieze românești prin poezia La Arme. Din spiritul creației lui Ștefan Iosif, găsim astăzi la fel de actuală căutarea, împărtășirea, celebrarea bucuriei comunității. Această căutare și această împărtășire o traducem noi, cel puțin librarii de la Ștefan Iosif, o traducem în această formă a salonului în care vă aflați, care prilejuiește de mai bine de 2 ani întâlniri fericite între oameni și cărți. În continuare, o să-i dau